astăzi vor fi 3, 2 astăzi dimineață, recitalul, apoi lansarea de CD și diseară ultimul concert la 6:30 la Filarmonică. E un recital foarte important care împlinește unul dintre planurile acestui festival. În anul în care ne urăm unii altora la încă 100 de ani fericită, în sensul în care sărbătorim un centenar care va veni, am vrut să avem reprezentate în festival toate regiunile istorice ale țării și Basarabia este reprezentată astăzi de ansamblul Universității de Muzică din Chișinău. Și cum îmi place să spun, așa cum nu ne mai plimbăm cu trăsura spre Viena sau spre Paris, ci folosim avioane de mare viteză la mare înălțime și muzica pe care o ascultăm trebuie să ne însoțească în aceeași pornire către viitor. Așadar, ansamblul Universității de Muzică și succes!